Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. 11 septembrie, zi de luni, a început școala, a fost nebunie totală în municipiul Satu Mare și în județ, e adevărat, mai puțin așa, dar în municipiu a fost o zi aglomerată și plină de evenimente. Și dacă a început școala și a sunat clopoțelul și ieri, seara de luni, ne vedem cu președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor. Mircea, bine ai venit, bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Bună seara, dragi telespectatori. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc pe Facebook. Da, un început de săptămână frumos. Foarte frumos. Vreau să le transmit toate gândurile bune tuturor cadrelor didactice, elevilor, părinților, copiilor, tuturor cei care sunt... Azi au fost în prima zi de școală și pentru ei și nepoții mei, Rareș la Moisil, clasa 6-a, și Raul la Mihai Eminescu, clasa 9-a. Mult succes tuturor și să dea Dumnezeu să fie un an plin de satisfacții și bucurii pentru copii, pentru părinți, pentru toată lumea. Da. Și bineînțeles pentru cadrele didactice, pentru că ei sunt la fel de interesați și la fel de trăiesc, la fel emoția unui an școlar, pentru că după rezultatele copiilor se vede și munca lor. Corect, pe practic în spatele elevilor stă dascăl, un dascăl bun și un dascăl devotat. Până la urmă e o meserie de vocație, nu te duci absolut la școală doar ca să stai 4 ore și să vii acasă. Dacă nu iubești copiii, sincer, n-ai ce căuta. Nu poți să fii un dascăl bun. Am văzut școli frumoase, bine aranjate, așa că de început. Absolut. Chiar am umblat la mai multe școli astăzi din centru. A fost și aglomerația, cum ne așteptam. Eu am fost numai la Moisil. De dimineață de la 9 am fost la Moisil să-l văd pe Rărășucul lui Bunucu. Am văzut, a fost și inspectoarea generală, directorul, domnul Mondici, Claudiu, și la Eminescu, aceeași, de la ora 10 am ajuns la Eminescu pentru Raul, care este clasa 9. Deci am ales să merg numai aici unde au fost cei doi nepoții ai mei. Am fost invitat și în altă parte. Le-am rugat pe colegii mei să meargă pentru că am spus, domnule, măcar o dată pe an sau, mă rog, când evenimente din astea deosebite, să fiu alături de nepoții mei. Așa că... Da, eu am fost și la Nicolae Steinhard, unde am fost... Am fost invitat, dar n-am putut să ajung. Mulțumesc părintelui Groza pentru invitație. A fost și viceprimarul Cristina Ilieș acolo. Da, un început de an școlar cu emoție, cu rugăciune, la fel cum se întâmplă și la liceul Hamianoș, care face slujba în Catedrala Romano-Catolică, deci nu e nicio, să spunem așa, nicio noutate. Foarte bine. Foarte bine. Până la urmă cu Dumnezeu înainte trebuie să plecăm. Absolut. Nu? Altfel, cred că trebuie să fim cu credința. Eu mai glumesc cu copiii, că ei se tot întreabă, sigur, ei și-ar dori ca la început de an școlar nimeni să nu vorbească, discursurile să fie cât mai scurte, ei să se vadă în clasă și să pornească la depănat amintiri din vacanță și bucuria revederii. Dar le spun că e important preotul acolo să spună rugăciune, pentru că la început de an școlar sigur nu-i băgat în seamă. Dacă când ai o lucrare sau o teză sau un examen, atunci îl pomenești pe Doamne, da. L-ai vrea lângă tine coleg, da, de bancă, știi? Exact. Cam așa stau lucrurile. Foarte corect. Da, e un început de an școlar, eu zic că în județul Satu Mare cum rar am mai fost, pentru că n-am avut probleme și deja de la an la an cred că lucrurile stau din ce în ce mai bine. Și aud și în țară că sunt tot mai puține locuri, da, în care DSP-urile sau deja nu mai vorbim, sunt nu se mai vorbește de tradiție, da, veche, școlile cu toaleta în curte. Sunt condiții cât de cât, aș spune, normale. Absolut. Iar în municipiu toate școlile au avut porțile larg deschise și ce am văzut și în clase, felicitări profesorilor și învățătoarelor, cel puțin la Moisil am intrat în clase să fac niște fotografii extraordinare. Deci te-ai simțit chiar că ai venit, copilul, nu cred că
a fost copil care să nu depășească emoția, pentru că a avut tot felul de surprize pe bancă, pe pereți, desene. Felicitări dascălilor și părinților până la urmă. Am înțeles că s-a stat și vineri până noaptea târziu și sâmbătă și duminică la școală, învățătoarele și profesorii să pregătească. Asta înseamnă până la urmă un respect față de copii. Și absolut. Că... Și am văzut, ce am mai văzut în weekend, apropo de școli, mulți primari și directori de școli bucuroși că au reușit să pună mâna pe câte un microbus școlar de la București. Au fost niște dispute pe această temă. Unii au fost mai norocoși, alții știi cum e, numai șase sunt norocoase, cum e la loto, știi? N-ar trebui să fie așa, pentru că ideal ar fi să fie pentru fiecare școală care au depus cerere, dar pe parcurs zic că se vor reglementa lucrurile și pot să spun că mă voi implica și eu în subiectul ăsta. Prima fază a trecut, urmează să vedem ce urmează. Da, am auzit, sunt scumpe, cel puțin microbuzele electrice. 250.000 de euro, enorm. Mircea, mi se par enorm. Ne batem joc de bani. Absolut, sincer. Absolut. Și vorba aia, cât te costă curentul să le încarci, unde mai e și stația respectivă. Bun, asta e cu școala, am trecut cu școala. Hai să vedem subiectele. Nu, am trecut cu școala, te rog să fac o paranteză. A. Am fost invitat și la Moftin, unde domnul primar Gheorghe David, unul dintre cei mai buni primari ai noștri, de fapt toți sunt deosebiți și el la fel, a insistat să merg acolo. N-am putut, dar pot să spun că a fost probabil, să spun așa, cel mai vizitat dintre primari. Pentru că la deschiderea anului școlar au fost prezenți prefectul, directorul de cabinet al prefectului, vicepreședintele Consiliului Județean, vicepreședinta Consiliului Județean, inspectoarea generală adjunctă de la Inspectoratul Școlar, așa că nu pot spune că n-a avut musafir. Deci totul a decurs foarte, foarte, foarte bine. Mă bucur și felicitări încă o dată tuturor. Acum, Florin, de aici încolo, putem să intrăm în tot felul de hai să vedem de subiectele de weekend, da? Și da. Nu mai. În weekend pot să spun că un subiect, probabil nu atât de important pentru unii, dar pentru noi, pentru mine cel puțin, și pentru cei care sunt alături de cultura, tradițiile și istoria poporului român, este important să spun că sâmbătă a fost la Satu Mare pentru a pune o placă comemorativă pe fațada de la Dana 2. Domnul inginer profesor Andrei Turcanu, e doctor în științe și în istorie. Și de asemenea, s-a depus încă o placă cu chipul lui Mihai Viteazu pe clopotnița de la catedrala din Carei. Ei mi-au spus că nu le-a fost aprobată în altă parte, ceea ce, din punctul meu de vedere, este poate un pic rușinică pentru cei care au refuzat. De asemenea, s-a pus tot așa o placă cu chipul lui Mihai Viteazu în orașul Ardud, dar la Căminul Cultural din Baba Novac. E normal, Baba Novac a fost generalul, sau mă rog. Păi de aia zic. Și... De asemenea, s-a pus o placă cu chipul lui Mihai Viteazu la Negrești, pe fațada primăriei de la Negrești. Mă bucur din suflet că sunt oameni care au această inițiativă, sunt oameni de suflet și le mulțumesc tuturor celor care au acceptat. Și în mod special Vasile Bud, pentru că poate știți, Vasile Bud este președintele Unis pentru Satu Mare
un om de afaceri foarte, foarte implicat și foarte, foarte apropiat de cultura, tradiția și istoria acestui județ. De asemenea, Aurelia. Mulțumesc, Aurelia, mulțumesc, Ovidiu Duma. Mulțumesc preasfințitului Părinte Iustin pentru că a acceptat să pună pe clopotnița de la Catedrala din Carei și tuturor celor implicați. Asta am vrut să fac o prezentare așa cât de cât să știe lumea de fapt despre ce este vorba. După aia, tot un weekend, a fost, ieri, a fost ramul bisericii din localitatea Căuaș. La Bârsău la fel și acolo a fost, la Bârsău a fost și domnul vicepreședinte Acosiu Rețean împreună cu domnul primar din Bârsău și cu directorul de cabinet al prefectului. De asemenea, în weekend am avut pot să intru la politică? Da, eu mai avut și pe Avram Iancu. Și pe urmă trecem la politică. A fost ieri cu Mircea Dobra. Duminică. De altfel am fost și prezenți toți acolo. Pe ultima pagină. Pentru că a fost, da, Crăișorul Munților Avram Iancu rămâne un simbol al luptei românilor ardeleni. Deci a fost o sărbătoare de suflet românesc în centru, lângă la statuia lui Avram Iancu, lângă magazinul Someșu. Și, într-adevăr, aici a fost o zi minunată, spun eu. Prezență, în primul rând, a lui Mircea Dobra și Asociației Avram Iancu, copiii de la școala din Scărișoara, cu doamna director, au și ținut un moment artistic. Doamnele care sunt cu tulnicăresele din Ianculești. Și, bineînțeles, partidele politice. Eu cu colegii mei, cei din PNL. Deci a fost un moment frumos, un moment de sărbătoare de suflet românesc. Sos la mare. 151 de ani de la trecerea la cele vești din cele lui Avram Iancu. Poftim? Zic, ai știut că avem Sos la Satul Mare, SOS, Partidul Sos sau nu știu cum e. Nu. N-ai știut nici tu, că nici eu am aflat. Dar nu, acum nici nu e important asta. Da, noi vorbim de Avram Iancu. Da. Păi anul viitor, când 200 de ani va fi declarat anul Avram Iancu, guvernul a declarat de fapt 2024 anul Avram Iancu, a și promis Mircea Dobra că în iunie va fi o sărbătoare deosebită în centru nou, cu spectacole și cu multe, multe manifestări în cinstea și în memoria lui Avram Iancu Crăișoru. Mulțumesc, eroul nostru național. E foarte bine și eu de acum îi spun că o să-i fiu aproape și poate conta pe mine și pe colegii mei cu tot ceea ce eu mi-aștept posibil. Da, tot în weekend, sâmbătă, am fost la Carei, hai să pomenim și evenimentul pe care și Gazeta de Nord-Vest cu Nord-Vest TV l-a organizat la Castel. Am așteptat să faci tu treaba asta, Florin? Da, pentru că și pentru mine a fost o surpriză plăcută. Eu nu sunt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, din comoditate, că nu de altceva, că nu mi-a făcut dosarul. Eu am făcut recomandări pentru alți colegi jurnaliști din Satul Mare, dar mie nu mi-am făcut dosarul. Și mi-am întâlnit acolo o serie dintre foștii colegi cu care am lucrat împreună la radio pe vremuri și în presa centrală și mă bucur că s-au simțit bine la Carei. Foarte bine. Evenimentul a ieșit deosebit și felicit tuturor celor care s-au implicat pentru organizare. Până la urmă, sper că ziariștii adevărat să nu dispară. A ajuns castelul din Carei, un simbol al momentelor plăcute din întâlnirile pe care le poți să le ai într-un cadru deosebit, castelul din care arată extraordinar de frumos. Extraordinar. Adică tot respectul pentru toți cei care se ocupă acolo de
știu că e primarul cel mai implicat. Asta e adevărul. Și Bogdan Georgescu. Și Bogdan Georgescu, care este un om minunat, un om... un profesionist. Un profesionist desăvârșit, absolut. Absolut. Și toți cei care se ocupă de, de castelul din care... Sunt o echipă foarte bună acolo. Foarte bună. Și, într-adevăr, a fost un moment frumos, un moment de sărbătoare a ziariștilor profesioniști din România, în frunte cu domnul președinte Stanciu. Bun, acum, pe subiectul ăsta, probabil că o să revin mai larg în emisiunea. O să revină Valeriu, da, cu siguranță o să da, fac o emisiune. Eu vreau miercuri, dacă tot i-am prins acolo, i-am și invitat de altfel, pentru că mi-a fost drag și am stat așa cu sufletul la gură când l-au evocat pe colegul nostru Dumitru Țimăr. Da. Un om deosebit. Dumnezeu să le dinească în pace. Și i-am chemat pe Oana și pe Grațian în emisiune. Frumos, amândoi frumos. Au povești de viață extraordinare. Frumos. Da, și miercuri o să facem. Țimerman a fost colegul meu de clasă la liceu. Mi-a fost și coleg de bancă. Un om minunat, un ziarist de excepție, un poet, un om deosebit, un om cu suflet mare. Păcat că s-a stins atât de repede și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Așa că eu miercuri o să vorbesc cu cei doi copii ai lui. Așa că în mare le-am cam asta. Trecut ăsta în revistă și acum Florin... Hai să vorbim de politică. A, și a fost conferința de alegere a organizației județene PES. Trecem la politică. Hai să începem cu voi și pe deci, nu mergem mai departe spre dreapta. La conferința de alegere a organizației județene PES Satu Mare s-a ținut la noi, la sediul partidului, în sala de ședințe, unde au fost prezenți 150 de persoane. Bineînțeles, invitat de onoare și invitat special a fost europarlamentarul nostru Victor Negrescu, un om pe care îl apreciez foarte mult. Pot să spun un om foarte implicat în da, să știi în politica europeană, pentru că e o voce în Parlament european. E o mare voce în Parlament, în politica europeană spun, și o mare voce în Parlament care ajută foarte mult România. Prin implicarea lui direct ajută foarte mult România. Și asta e un lucru foarte important. Acum îți dai seama că nu-i simplu, pentru că e o bătălie mare, inclusiv pentru intrarea în Schengen, pentru banii europeni, pentru tot. Dar Victor Negrescu este unul dintre cei mai importanți, mai implicați și mai de succes europarlamentari din Parlamentul European. Eu l-aș pune Parlamentul chiar pe locul european. Îți spun sincer, dintre europarlamentarii români, din ce văd și urmăresc, acum cam urmăresc viața politică și mă și uit și eu tot spun, lumea nu mă crede mai așa în balon când spun că cele mai importante alegeri anul viitor sunt cele europarlamentare. Pentru că noi, fără banii... A fost alături de Janina Sitaru, care e secretarul executiv pe România. Și, bineînțeles, invitați din toate județele din nord-vestul țării. Și Cipri Crăciun a fost reales în funcția de președinte PES activist Satu Mare. De altfel, el este și prim vicepreședinte la nivel național. Mult succes tuturor! S-a făcut o echipă frumoasă, o echipă foarte bună. Prim vicepreședinte e doamna Gavra, Delia Gavra de la Negrești, vicepreședinți colegii lui de aici. Așa, deci mare Raul Mihai, secretarul executiv, Raul Băbțan, vicepreședinte, George Somle, vicepreședinte, Marco Fili, vicepreședinte, Sanfira Sofia, vicepreședinte, Alina Fulga, vicepreședinte. Așa că mult succes tuturor, felicitări încă o dată și Doamne ajută. Este practic da. Tot voștri sunt PES-ul ăștia, tot păi nu, dar social. sunt subordinea mea. PSD, deci, da. Da. Echivalează cu organizația de tineret, de femei și de seniori. Sunt o structură nouă, mai nouă, în cadrul organizației județene PSD. Da. E bine de știut, adică să nu crede lumea că e alt partid sau alt... Nu, nu. Toți sunt direct al subordinea mea. Eu pot să... Adică sunt cel care îi ajut și îi îndrum, îi...
hai să zicem, îi păstoresc, îi alături de ei total. Alealte care ce impresie are, nu, nici nu contează. PES, OFSD, TSD și organizația de seniori, toți sunt în subordinea organizației județene PSD. Așa, hai să trecem așa funcționează. Și în partea dreaptă acum. De unde a plecat, că poate lumea nu știe, săptămâna trecută în Gazeta de Nord-Vest a apărut o știre, cum că așa, după ediția de anul trecut din 23 august a evenimentului Satele Unite ale Sădmarului și Maramureșului, ar fi apărut ceva probleme cu un dosar la DNA. De unde povestea? Florin, adică eu să fiu foarte explicit și scurt. Gazeta de Nord-Vest a dat o știre. Deci nu a făcut o anchetă, n-a fost implicată în nimic. Ceea ce înseamnă acest dosar de la DNA pe evenimentul respectiv. Noi am dat-o ca știre pur și simplu, așa scurtă, nici un singur comentariu a fost acolo că a murit un cal și ceea ce nu e un lucru bun. Nu e un lucru bun. Nu, valoros, 12.000 eu am înțeles că mai mulți au murit cai, dar mă rog, nu știu, nici nu mă bag, dar nu aici e problema. Dar noi, Gazeta de Nord-Vest, eu, Răzvan, voi, n-ați fost niciunul implicat în nimic, adică noi n-am umblat să săpăm ceva ca să obținem ceva pe subiectul ăsta. Nu, pur și simplu am primit o informare mai complexă, din care noi am pus așa ca o știre. O știre fără niciun fel de comentarii, fără nimic. Și îți mai spun un lucru. Eu în viața mea, și jur, Răzvan la fel, noi suntem oameni cu frica lui Dumnezeu. Noi nu facem denunțuri, noi nu facem plângeri, noi nu facem prostii de genul ăsta. Dacă am fost informați cu ceva, de exemplu, vin la mine zilnic și voi știți aici, vin zeci de oameni, chiar zeci de oameni, cu tot felul de probleme. Vin la mine mai mult ca și poate merg la instituțiile de stat, pentru că vede că eu îi primesc cu drag, stau de vorbă, le notez problemele și încerc să-i ajut. Încerc să-i ajut. Și tot așa au venit și unii dintre cei care s-au plâns cu anumite chestii vis-a-vis de acest eveniment. Și pentru alte, să zicem, presupuse abuzuri și lucruri făcute așa mai neortodox de anumiți șefi de instituții. Și eu încerc să-i îndrum. Pe cei care au venit cu reclamații vis-a-vis de anumite aspecte, i-am trimis la prefect. Am zis, domnule, mergeți la prefect să discutați. Dacă o trebuie la inspectoratul școlar, mergeți la inspectoratul școlar. Adică încerc să-i ajut, dar nu să-i amețesc pe oameni de cap. Încerc să le rezolv problema, dar nu eu. Pentru că nu am... Eu sunt politician. Dar cei colegii mei care pot să-i ajute sau pot să-i îndrepte, pot să le... Eu le spun să meargă să vorbească cu ei. Aici, în situația de bază, a venit la noi cineva și ne-a spus, domnule, uite-te ce s-a întâmplat. A venit cu numărul de dosar, cu niște chitanțe, cu niște ordine de plată făcute între primării și ceva firma lui, nu știu, aia cu perla neagră sau așa ceva. Nu știu. O societate cu cai, cu așa ceva, am zis, pe mine nu mă interesează astea. Dar dacă tot s-a depus ăsta, să dăm ca știre, pentru că în ultimul timp, am văzut că pe toate site-urile care sunt în directa coordonare și subordine a celor care vor pe mine să mă alinieze, să mă șantajeze și să mă pună să stau capră în fața lor, ei nu mă cunosc pe mine, înseamnă suficient. Eu nu fac asta în viața mea, deci eu nu mă supun niciunor reguli, în afară de care cred eu că sunt bune pentru mine, pentru partid, pentru județ și pentru cetățeni. Eu nu fac de asta, să-i fac la cineva pe plac. Și eu nu pot să fiu șantajat. E foarte greu, adică e imposibil pentru ei. Și au început să...
Totul de curs, așa, eu nici nu i-am băgat în seamă. Dar l-a început să-l atace pe Răzvan. Deja asta a trecut orice linie roșie. Cine îl atacă pe Răzvan a trecut linia roșie în fața mea definitiv pentru totdeauna. Nu că se poate reabilita niciodată. Nu se mai poate reabilita. Așa că nici n-am vrut să discutăm. Nu a învățat nimeni nimic din istorie. Nu vreau să dau nume. Ai văzut, nu a învățat nimeni din istorie. Și atunci, dacă am văzut că lumea e obraznică și nu-și vede de treabă noastră, noi suntem oameni pașnici. Eu n-am nicio fel de... Eu niciodată nu o să fac plângere împotriva nimeni. Niciodată. Dar cei care se părăsc între ei sunt tot ei, ăia care sunt toată ziua, bună ziua împreună. Că de-aia am și primit ce v-am spus. Tot felul de documente și de tot. Pe mine nu mă interesează asta. Numai că, probabil, primarii, societățile, oamenii implicați în aceste evenimente, cu cai, cu căruțe, cu preoți, cu ăle, cu ăle, cu ăle, nu merită să aibă asemenea tratament. Pentru că sunt unii oameni care nu se mulțumesc și nu își încap în piele. Și vor pe banii statului român să-și facă tot timpul publicitate și propagandă. Adică nici nu văd că e regulă. Eu chiar aș spune că să se oprească orice finanțare pentru activități de genul. Unde un politician sau altul umblă să-și facă imagine pe banii Consiliului Județean. Eu nu aș da mai, nici n-aș mai da voie. Aș mai face ceva. Niciun politician nu trebuie să mai aibă voie să vorbească public după scena unui eveniment organizat de către în afară de primar. Primarul, dacă normal, primarul e pus acolo, el e gospodarul comunei, face pentru cetățeni, în afară de nimeni. Și nu să plătești concerte de muzică pe bani publici și tot felul de formații și alte artiști pe bani grei și să vină să le cânte în strună la unul sau la altul. Eu nu sunt pentru așa ceva. Dar văd că s-a creat un obicei prostesc din treaba asta și s-au sesizat autoritățile. Acum, că s-au autosesizat. Că s-a făcut plângerea asta, dar noi n-am făcut. Asta e 100%. Oricum, în momentul când se deschide un dosar penal, acolo scrie că ori s-au autosesizat, ori că a fost denunț. Cum a fost în cazul meu. A fost denunțul directorului de la ITM, denunțul primarului de la Odoreu și cam atât. Adică acolo se vede foarte clar și trebuie să dea declarație aia care fac pentru ce au făcut. Și să justifice. Să justifice pentru ce. Noi nu participăm la așa ceva. Noi nu așa suntem construit. Pe mine, măicuța mea, când m-a făcut și m-a crescut sănătos, într-un mediu corect și cinstit, nu m-a făcut să mă duc să fac plângeri împotriva nimănui să fac rău. Nu. Singurul lucru, ceea ce îmi apăr familia până la disperare și, bineînțeles, onoarea. Nu poți. Adică dacă toată ziua, bună ziua, cine vrea să te calce în picioare, la un moment dat te saturi. Și atunci am zis, asta e linia, pe asta mergem. Pe asta mergem. Adică după toate site-urile astea false și tot felul de conturi false, că nu conturi sunt false, da? Pe rețelele de socializare. Bă, înjură fiecare cum crede și mai mult mă acuză pe mine de lucruri care nu le fac. Și dacă nu le fac, adică ce să... Oh, dar stai să zici o să fie anul viitor în campanie electorală. Dar nici nu mă interesează, Florin. Să apară conturi false ca ciupercile pe ploaie. Poți să apară. Eu un lucru spun și am zis. Bă, intră, zic că gazeta nu o citește nimeni. Har, domnule, o citește exact cine trebuie, cât trebuie și unde trebuie. Dacă zic că nu o citesc, eu văd că eu o citesc, că tot timpul intervin. Și eu sunt fer convins că citește foarte multă lume. Și site-ul Gazeta Nord-Vest și Gazeta Nord-Vest în print. Noi suntem urmăriți, har Domnului, de mulți.
Deci noi nu avem niciun fel de problemă. Ți-am trimis eu surpriza mea cu link-ul din Gazeta Sporturilor. Apropo de... Exact. Cu Marcel Șabaniu. Da. Care un pic m-a deranjat, dar pe urmă mi-a trecut. Da, bun. De-am spus. Deci noi suntem un trus de presă foarte bine informați. Ca să clarificăm. Poate după servicii noi suntem mai bine informați. Că aici vin... Se concentrează foarte multe informații pentru că oamenii au văzut că au la cine să spună păsurile. De aici încolo, fiecare răspunde pentru ceea ce face. Noi nu. Și noi nu facem golănii. Asta e 100%. Niciodată. Nu am făcut, nu o să facem plângere penală împotriva nimănui. Am mai văzut comentarii care spun că, că sigur că de-aia a apărut acum știrea asta, ca să nu se mai întâmple evenimentul de luna asta de la Măriuș sau unde. Dar de ce? Poate să se întâmple de unde vor, dar să-l facă conform legii, nu-i cine îi oprește. Dar nu pe banii Consiliului Județean, nu pe banii primăriilor, baje din bani personali. Dar eu am văzut că se fac tot felul de transferuri de la societăți patronate de primării în cont la ăștia. Adică nu știu dacă e corect. Adică, dar nu mă interesează. Să facă ce-o vrea. Cât ori vrea. Dar nu ne interesează până subiectul ăsta. Fiecare răspunde pentru corectitudinea banilor pe care îi încasează. Eu am spus. Foarte bine. Fiecare să-și facă treaba. Noi nu suntem interesați de nimeni nimic. Dar am rămas surprins. Că dacă tot... când văd și aud atâtea lucruri, eu mă crucesc. Da? Auzi, mi-a plăcut finalul de la bursa de astăzi, mi-a plăcut finalul cu, nu uitați că sunt trei feluri de dușmani, de moarte, de viață și colegi de partid. Asta mi-a plăcut. De cum? Cum adică? Că sunt, și că nu uitați, sunt trei feluri de dușmani, de moarte, de viață și colegi de partid. Da. Deci toată bursa e bună, dar finalul e... Da. Păi ce chiar știu dacă da. E bună? Le las plăcerea și telespectatorilor. Da, bun, dar poate că nu știi, dar poate dacă nu știi, le spui tu. Da, tot am văzut frustrați, dar da, bun, dar mi-a plăcut. Despre, zi titlul, mă. Că n-am scris-o eu, știi? Dar titlul interesant. Da, da, Marius și Vali, mă, dar de groază și penibili sunteți. Pe laptop, de ce altceva? Tot am văzut frustrați, răutăcioși și dezinformatori, vezi altceva. Deci văd mai bine. Am patru ochi, îmbătrânesc. Dar voi doi sunteți cei mai cei. Dacă cauți îndeși cuvântul cățel slugarnic și pupin curist, apare poza voastră cu limba scoasă, cum îl lingeți în dos pe micuțul vostru lider. Dar cei doi băieței sunt bineînțeles angajați pe banii noștri tuturor de la statul român, unde nu prea prestează munca pentru care sunt angajați, adică nu se prezintă la serviciu. Ei umblă după fundul liderilor suprem de la partid ca să facă poze, să-i ducă cu mașina dintr-o parte în alta, ca să nu lipsească micuțul lor șefuț peste tot unde nu este nevoie de el. Să nu uităm că alții au făcut pușcărie pentru așa ceva. Cam e drept. Am paranteză, spun eu, aminteam de și Liviu Dragnea a primit o grămadă de distincții de la tot felul de episcopi și popi și săracul... O pica de l-o treabă de genul ăsta. Da, nu. Adică ești angajat la stat, nu mi-e la serviciu și umbli toată ziua după... Bă, nu știu, da? Treaba bolos. Dacă Marius a făcut o afacere profitabilă din vânzarea firmei fratelui la un alt șofer de lux care vinde piatră și transportă angajații statului pe bani grei fără să aibă carieră sau vreo mașină, Vali face festivaluri și evenimente pe sume mari tot pe banii statului, dar niciunul în locul unde e angajat. Căci în timpul programului, băieța și postează și comentează sub conturi false despre toată lumea care nu se supune șefului. Băiețașilor, nimeni de la Gazeta de Nord-Vest sau PSD nu a făcut plângere penală pentru niciun eveniment organizat pe banii statului pentru preamărirea și obținerea de foloase necuvenite, voturi în acest caz și imagine împotriva voastră. Noi nu facem plângeri penale nimănui, chiar dacă unii ați merita. Vă supraevaluați. Dacă v-ați vedea de treabă, nici dracul nu v-ar băga în seamă. Nu uitați, sunt trei feluri de dușmani, de moarte, de viață și colegi de partid. Așa că mai bine să vă uitați în propria grădină, de acolo vin problemele, nemulțumirile, trădările și dușmaniile. Sursa foto, Facebook, Iosef Laslo, contul folosit de cei doi plătiți cu bani grei de la stat, ca să încheiem citatul. Da, deci mi se pare foarte, foarte chiar excepțională. O să pun excepțională, să scrie mai mare, că nu vă... Bursa asta e excepțională. Da. Excepțională. Bă, bravo vouă! Florin, bravo! Nu, mi-e ciudă că n-am scris-o. Da. Și mie îmi place să mă joc cu cuvintele, dar...
Deci, de data asta nu mi-a ieșit. Felicitări celui care a scris. Da, corect, colegului care a scris. Exact. Și atât, și nimic mai mult. Bun, astea cu siguranță se vor rămuri și eu zic că au trecut vremurile. Acum 10 ani mai mergeai pe Fanta. Apropo, la ce spuneai tu, eu aș mai face încă o precizare la urcat pe scenă politicieni. Nici în biserică nu ești de voie să vorbească, sincer. Păi nu. Sincer. Să terminăm cu treburile astea, domnule. Ai bani, du-te, fă-ți campanie electorală. Ai pățit-o. Nu, ai bani, fă-ți campanie electorală pe banii tăi. N-ai nicio treabă. Bă, dar nu pe banii statului român să călărești tu pe toată lumea. Nu, domnule, asta nu se poate. Trebuie intervenit odată și terminat. Terminat. Eu n-am nevoie. Mie nu-mi trebuie așa ceva. Nu vreau, nu mă interesează. Nu mă ocup de găinării de genul ăsta. Cu vrednic este, mie mi se pare glumeață așa povestea. Știi, că îi dai diplomă, că ce, pe tău, n-a făcut din bani. Dacă a făcut din banii lui, bravo lui, dacă vreun om politic. Dar mă îndoiesc că se întâmplă lucruri din astea. Noi avem doi vicepreședinți la Consiliul Județean, niciodată nu le-am cerut niciun favor. Niciun favor. Nici n-am organizat nimic, absolut. Absolut nimic. Nu ne interesează. Nu ne interesează. Nu? Uite, îți spun un lucru. Am fost la Oțeloaia și domnul primar ne-a întrebat cine e cuvântul. Și am zis, domnule, nu iau, pentru că era primarul meu și n-am vrut să-l pun într-o situație, adică jenantă, săracul, să zică, domnule, uite-te, au venit președintele lui de partid și i-a dat voie să vorbească și chestii de genul ăsta. Am vorbit la Supur, pentru că sunt din Supur, și am vrut să transmit un mesaj ăsta, dar culmea, că ei au făcut scandal după aia, că de ce m-au lăsat pe mine să vorbesc? Păi vreau să spun un lucru. Era mai îndreptățit eu să vorbesc la Supur decât toată echipa aia de acolo în frunte, cu primarul, cu deputatul, cu toți ăștia, care nu au niciodată niciun aport în comuna Supur. Nici actualul primar, care este un zero barat, nici deputatul, care nu a avut nicio treabă cu Supurul, nici un reprezentant din PNL. Nimic nu a făcut pentru comuna Supur. Singurul care am făcut am fost eu, împreună cu fostul primar, Dumnezeu să-l ierte, și cu actualul viceprimar. Cu Vasile Ștețu și cu Berti, cu actualul primar. Adică, cam ăștia ne-am ocupat de comuna Supur. Și acolo, într-adevăr, am vorbit, dar după aia am văzut cu scandal, domnule, de ce l-ai lăsat să vorbească? Păi cum adică? Dar au fost organizat pe banii supuranilor, mă, oameni buni. Da, pe banii supuranilor. Ia mai terminați voi cu treburi de genul ăsta. Să pună cineva piciorul în prag, să termine cu golăniile astea. Nu te margă el tăți pe banii statului român să-și facă mare, să se dea rotunz. Facă pe banii lor. Acum cu zero barat, chiar zero barat? Ba, e zero barat, ca și activitate. Așa activitate. Zero barat. Tu mergi mai des la Supur, eu n-am mai fost. Nu, păi eu chiar mă duc și cunosc Supurul. Mai bine ca primarul. Mai bine ca primarul. Și știu și asta, că apropo, fratele său nu mai e director, fratele primarului, nu mai e doctor veterinar, eu s-o retras licența. Nu vreau să intru în amănunte. De ce s-o retras licența? Deci nu mai există. Nu are licență și știem încrengăturile și cum să fac când declar că ai doctor și alea care ca să poți ocupa și în final cine pierd? Oamenii săraci din sat care în afară ăștia nu umblă după nimic numai să-și facă averi. Păi ăsta care a fost doctor veterinar stă în castelul din Supur, mă. În castelul din Supur care a fost a Cosmoi, a lui Tomu Cosmi, a fost a lui Cosma. Nu al lui Cosma ăsta care e deputat. că... da. Nu ăsta e. Și stă în castel, mă. Grofi. Deja Supurul e condus de Grofi. Grofi din Supur? Bă, frate, mie mi-ar fi rușine. Între atâția oameni care au probleme mari în Supur. Mari probleme. De tot felul. Comuna, noroc că am pus-o pe picioare eu cu Vasile Șteț și cu viceprimarul. Și arată frumos comuna, dar nu au niciun merit ăștia. Ei au venit, s-au încălecat, au luat niște terenuri, au mai rămas acolo câteva terenuri, le-au pus mâna pe ele, au pus mâna pe castelul
din Supur și stau ca și grofii. Asta a făcut pentru Supur. Și-a făcut lor. Grofii din Supur n-au treabă. Conduc primărie, au condus cabinetul veterinar, au luat terenuri, dar asta le-a fost nimic pentru Supura, nimic. Interesantă campanie să fie în viitor. Foarte, nu, foarte interesantă. Mă duc eu la Supur, acum facem alegeri în 17. O să facem o echipă din aia care o să-și facă treaba. Și ne pregătim de 2024. Exact cum trebuie. Exact cum trebuie, Florin. Comuna Supur trebuie pusă, trebuie dată înapoi supranilor. Nu grofilor și profitorilor și îmbogățiților peste noapte. Nu? Aia trebuie să-și vadă de treaba lor. Să-și vadă de treaba lor. Apropo de Supur, să le spunem, joi am făcut emisiunea acolo, din păcate a fost evenimentul nedorit de la kilometru comună, zero. O comună bogată, frate, da, resurse. Gaz, uite, nici n-ai știut, stai pe pungă de gaz. Păi, eu știam, uite, când eram copil, mergeam, păi, îți dai seama, acolo, aproape de cimitir, un pic mai încolo, erau așa băltuțe de apă și... Ieșeau bulboci. Ziceam, domnule, ăsta este aici carbit, că carbitul, știi, da. Fierbe. Și uite-te, mă, frate, acolo este o rezervă de gaz extraordinară, dar este și sulf, am înțeles. Este da, și... era cam verde, să știi. Da. Oricum, nu știu ce, cum se va finaliza acolo, dar cum trebuie să se intervină. Trebuie cartografia, trebuie văzut, probabil că trebuie să ce... Da, sunt. Și-a făcut treaba. Oricum, prefectura jos... Pălăria a intervenit la timp? Da, a fost o săptămână interesantă, da, trebuie să recunosc. A fost o... Oricum s-a aflat că există și comuna Supur, satul Supurul de Sus. Pe asta a aflat acum toată lumea unde m-am născut eu. Da. Datorită unei întâmplări de fericite, pentru că... Da, trebuie să recunoștem că bă, frate, o paza bună da, bun, o să pat săracul să-și ia apă. Adică să facă puț forat și dita mai... Să decolmateze puțul vechi. Tu îți dai seama? Asta, da, ne-am speriat nițel, sincer, am fost acolo. Dar să le spunem că s-a deschis circulația. Important e că totul a fost bine când s-a terminat cu bine. Da, și se poate merge la kilometru zero unde sunt cei mai mari mici. Mă, bine că... bine că a rămas acolo. Da. E bun. Da. Pe 1600 de metri nu lăsa să circule nimic. Ce? N-a fost curent, n-a fost nimic, am fost acolo. Pe 800 de metri prima dată, pe urmă s-a mers pe 1600 de metri. Da. Noi am fost chiar la limită. Și școala era la limită, deci ar fi început oricum școala asta și dacă era problema. Dar bate, mă lem bine că s-a terminat. Da, felicitări tuturor celor implicați. Absolut. Sincer. În primul rând, prefecturii. Da, asta e. Până la urmă de acolo domnule pleacă. Domnule prefect Radu Roca e acum bine. Acum a revenit, da. N-a revenit. Și, da, și lui Tomică, și el s-a speriat nițel, dar a ieșit bine. Mai avem Florin. Mai avem puțin, ca să vorbim și de sport. Bun, nițel. Atunci, înainte de sport, vreau să fac eu un anunț. A. Pentru că a început școala și, conform legii, din păcate spun eu, pentru noi, pentru organizația județeană, Mariana Sărăjan nu mai poate să ocupe funcția de președinte al organizației de femei. O colegă minunată, o colegă jos pălăria, este inspector general ajuns la inspectoratul școlar, o femeie în care eu am avut și am mare încredere, dar dacă așa s-a hotărât și este lege prin care cei care au funcții de conducere în învățământ nu mai pot să ocupe funcții de conducere în inspectoratul în partid. Așa că astăzi s-a retras din funcția de președinte a organizației de femei. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru Organizația Județeană de Femei și pentru întreaga organizație județeană, încă o dată spun, o femeie minunată. Și până la alegerile din 27 septembrie, astăzi, împreună cu colegii mei, am
am votat-o pe doamna vicepreședintă a Consiliului Județean, pe doamna Leonța Cornea, să fie interimar până în 27, urmând că în 27 să vedem. Dar eu cred că Leonța va candida pentru, în continuare pentru funcția de președinte al Organizației de Femei. Și așa că avem la femei avem un președinte nou, o doamnă deosebită, vicepreședinta Consiliului Județean, Leonța Cornea. Felicitări și mult succes, Leonța, și întregii tale echipe de la Organizația de Femei, care este o organizație excepțională. Mulțumesc, Mariana. Mulțumesc. Asta succes e valabil la toate partidele. Deci dacă ești, la toată lumea care deci dacă ești director de școală, n-ai voie să ai funcție în partid. Nu ai voie să. Și nici inspector general sau inspector general ajuns sau inspector. Nu ai voie să ai funcții. A, deci la toate partidele. La toate partidele. A, am înțeles acum. Cei de la UDMR cred că au... N-au nimic, ce să aibă? Nu mai au nimic, nu mai au nimic. Nici. Păi, dar ei nu trăiesc în România. Da, aia zic, Otilia, da, s-a dus inspectoare, dar nu era... Păi nu știu, nu știu cum au ei... Structura, da, dacă avea ceva funcție. Chiar nu mă plac. Da, legea e lege pentru toată pentru, lumea. Pentru toată lumea. Da, interesant. Da. Dar rămâne în partid, nu? Deci, membru de partid... Membru de partid, toți funcționarii publici. Deci, aici... Acum să vedem că... Să vedem de când intră în vigoare, dar din ce știu eu, inspectoratul școlar va intra, va fi în subordinea Consiliului Județean. Atunci să vezi tu dans. Crezi? Nu cred, sigur. Da? Interesant. Da, eu sigur. E bine. E bine. No, atunci să vedem noi dans. Dans. Inspectoratul școlar în subordinea Consiliului Județean. No, nu știu ce ai. Dar n-am știu. Dansul la șură. Dansul la șură. N-am mai fi dansul la șură. A fi greu? Da. A fi greu? Cum e? Una stânga, una dreapta? Eu din ce am auzit deja mulți sau multe și își cam pregătesc bagajul. Dacă păcând să merg la Consiliul Județean. Da, rămâne de văzut. Oricum, nu știu, eu nu mă pricep, da, eu așa am așa ai auzit. Așa am auzit. Corect. Pe surse, pe surse. Pe surse, da, pe surse. Două minute și despre sport. Am văzut astăzi o glumă bună cu o caricatură, ce doi jucători de la Națională, mamă, se supărați, se plângeau mame, și că mamă, dar ăștia de la Real Israel nu vor să ne deam și nouă mingea. Și cam așa a fost meciul România cu Israel. Ne-au cam ascuns mingea. Am văzut declarația lui Răzvan Marin, și nu a putut să o, să o descifreze cum trebuie sau ce nu a vrut să o înțeleagă, eu am înțeles. A fost un mesaj foarte clar. Nu avem antrenor la echipa națională. Clar. Da, e clar. Asta e mesajul. Nici jucători nu avem, dar antrenorul e mai slab ca jucătorii și asta e mai o problemă. Deci nouă ne trebuie un antrenor mult mai bun decât grupul de acolo. Da, că altfel, nici așa, uite, unul nu e în stare unul să dribleze, sincer, Mircea. Dar aici, nu. Deci suntem limitați. Vai de mama noastră, la fotbal. Mare bucurie eu că n-am fost, pierdut. Eu am zis-o și, pe bune, chiar mă afectează când văd atâta, când văd atâta indiferență și lipsă de profesionalism la nivelul Federației Române de Fotbal și la Naționala României. Chiar mă doare și mă deranjează. Am suferit la meciul cu Israel. Eu mă dormi. Mie mi-a fost frică la un moment dat că e bata aia, că așa ne-a plimbat, că deja ultimele 20 minute că deja erau hăbuci. Nu se poate, deci. Și pe urmă scapă pușca singur și o dă în... Și ăla și îmi plătește părul cap. Adică nu știe, mi-are drept pe teren și deja e vedetă? Mare. Hai mă, lăsați-o. Bine. Bun, cam asta e. Să spunem că au fost 7 puncte luate de echipele din județul Satu Mare, Liga 3-a, care i-au bătut 2-1, CSM Olimpia 4-1 pe Baia Mare, iar 2-2 s-a terminat FC Olimpia 1921 cu CSM Siget. Vineri avem... Hai Olimpia din toate părțile. Din toate direcțiile. Vineri avem Olimpia versus Olimpia, Olimpia cu Olimpia, pe stadionul Someșu. De la ora 17. O să care eu. Da, care eu bine că o câștigat. Că era, era văzut pe primarul Covaș. Iar a fost gulaș. Iar a fost gulaș. Minutul 92. Na, e bine. E bine. E bun. Săracul cu Cristi Oros mai să nebunească și la roșu. Fostul tău elev de la Sfânt Andrei. E acum, da. Gata cu emisiunea. Mâine vine Mariana Sălăjan în calitate de fostă președinte la organizată de femei, nu, ca și inspector școlar adjunct, pentru că despre învățământ și despre începutul de an școlar vrem să vorbim mâine. Miercuri v-am spus cu frații Zimmerman în memoria
prietenului nostru și colegului nostru Dumitru Zimmermann. Așadar, cam asta e rețeta pentru această săptămână. Rămâneți cu Norvest TV. Seară frumoasă tuturor, numai bine!